Începem episodul 21 cu câteva informații despre următorul oraș prin care vom trece. Acesta se numește Cora. Este un oraș din statul New South Wales, care are o populație de 10.063 de locuitori. Cora este situat la aproximativ 310 metri deasupra nivelului mării, pe malurile râului Lachlan, din Valea Lachlan. Pe șosea se află aproximativ la 310 km de Sydney și 189 km de capitala Australiei, Canberra. Primul explorator european al zonei, George William Evans, a intrat în Valea Lachlan în 1815. El a numit zona Oxley Plains, după superiorul său, inspectorul general John Oxley. Un depozit militar a fost înființat nu după mult timp la Solder Flat, lângă Billimarie de astăzi. Localitatea Cora Rocks a apărut în 1844. În jurul anului 1847, localitatea a devenit cunoscută sub numele de Cora, așa cum o găsim și astăzi. În anii 1850, mulți căutători de aur au trecut prin câmpuri de aur la Lambing's Flat și Greenfell. Prima școală a fost înființată în 1857. Primul pod peste râul Lachlan a fost construit în 1870. Aurul a fost descoperit la muntele McDonald în anii 1880. Șeful de cale ferată de la Sydney a ajuns la Cora în 1886. Aprovizionarea cu apa orașului a fost posibilă în 1909, gazele în 1912, iar furnizarea de electricitate a fost introdusă în 1924. Cora este de fapt cea mai importantă pentru ceea ce se numește Marea Vânătoare de Bunip din 1919, în care câțiva săteni au capturat ceea ce ei credeau a fi creatura înfricoșătoare a legendei aborigene. Vânătoarea a fost inițiată după ce mai multe găini din sat au dispărut. Este o mare sursă de dezbatere între istorici cu privire la faptul că Bunip a fost capturat la locația actuală a barajului Yangala sau la locul unde se află terenul sportiv local. Fotografiile din Bunip Hunt pot fi vizualizate la Arhivele Naționale Australiene. O altă informație interesantă despre Cora ar fi că în timpul celui de-al doilea război mondial, Cora a fost locul unor lagăre de prizonieri de război. Majoritatea deținuților au fost capturați de personalul militar japonez și italian. În vremea lagărelor de prizonieri de război, 4 gardieni australieni și 231 de japonezi au decedat, iar 108 deținuți au fost răniți. Japonezii morți au fost îngropați în Cora, în cimitirul de război japonez special creat. Acesta este singurul astfel de cimitir din Australia și de asemenea deține pe unii dintre cei morți în raidurile aeriene din cel de-al doilea război mondial asupra orașului Darwin, care este situat în nordul Australiei. Centrul cultural și cultură japoneză Cora a fost proiectat de Ken Nakajima, născut în 1914, decedat în 2000, un designer de renume mondial de grădini japoneze la vremea respectivă. Prima etapă a fost finalizată în 1979, iar a doua etapă în 1986. Grădinile au fost proiectate de asemenea în stilul perioadei Edo și sunt un komatsu. Pe dealurile stâncoase, gardurile vii, cascadele și râurile, cele două lacuri oferă un mediu senin pentru multitudinea de păsări. Caracteristice speciale ale grădinii includ un bel bonșo, o cabană tradițională Edo, o casă autentică de ceai în aer liber și o casă bonsai. Acestea sunt concepute pentru a arăta toate tipurile de peisaje din Japonia. La 5 hectare, grădina japoneză Cora este cea mai mare grădină japoneză din emisfera sudică. Un Shakura Matsuri anual, adică un festival de flori de cireșe, este un eveniment major în calendarul turistic al orașului Cora și este ținut în grădinile japoneze în cursul lunii septembrie. Festivalul sărbătorește nașterea primăverii. El atrage artiștii din întreaga lume, precum și din Australia. Localnicii, vizitatorii australieni și cei de peste hotare au ocazia să experimenteze elemente tradiționale ale culturii japoneze. Shakura, la grădina japoneză Cora, este sărbătorit anual când florile de cireș apar. Acum haideți să ascultăm ceva muzică japoneză.